Aș vrea, pentru că, într-o oarecare măsură, într-adevăr, și timpul ne presează, să abordăm și ultimul subiect din cele trei discutate în evenimentul nostru de azi. Este vorba despre faimosul nor al necunoașterii. Ce reprezintă această lucrare și cum se poate folosi învățătura ei astăzi și dacă este accesibilă laicului? Da, am să vorbesc câteva lucruri despre acest lucru și apoi câteva lucruri despre impactul acestei lucrări astăzi. În primul rând, este o lucrare anonimă, după cum bine știți, scrisă în limba engleză, în secolul al XIV-lea, și este unul dintre cele mai influente texte de mistică scrise în această limbă, în teologie, în tradiție occidentală. Este vorba despre un ghid, despre un îndreptar al vieții contemplative, care este prezentată, viața contemplativă este prezentată drept cale a perfecțiunii, de dorit, dar care are și pericole. Proverbul, cine este mai sus, când cade mai rău. Autorul, în introducere, consideră că lucrarea nu trebuie citită și sfătuiește, nu trebuie citită de cei care nu au făcut experiența vieții contemplative. Textul cel mai comentat în această lucrare este textul din Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la 42, când se povestește vizita lui Iisus la cei trei frați, Lazar, Maria și Marta. De ce Marta, spune autorul, nu o înțelege pe Maria, care stă la picioarele lui Iisus? Pentru că Marta nu are experiența vieții contemplative. Fapt pentru care și cititorul este îndemnat să nu citească această carte, dacă nu are această experiență, pentru că experiența te învață să citești o lucrare de Duh. Contextul în care apare această lucrare este contextul opoziției care a existat deja de la începuturile creștinismului. Și anume, opoziția între viața contemplativă și viața apostolică. Se pare chiar că și capitolul 21 din Evanghelia după Ioan ar fi fost adăugat tot pentru a răspunde la o asemenea întrebare. Este vorba despre Petru și Ioan. Care este mai important? Petru, care a primit întâietate și care va merge în apostolat, sau Ioan, care va rămâne cu mărturia lui până la sfârșitul veacurilor? Textul încearcă să răspundă la această întrebare. Secolele 13, 14, 15 sunt pline de asemenea lucrări care vin să răspundă la această întrebare, iar răspunsul este unul simplu și anume, biserica are nevoie de contemplativi, cum are nevoie de oameni misionari apostolici, biserica are nevoie de oameni apostolici, cum are nevoie de viață contemplativă. Și autorul chiar sublinează ideea că în fiecare contemplativ se ascunde o viață apostolică și în fiecare om apostolic se ascunde o viață contemplativă. Cu alte cuvinte, cele două stări de viață în biserică se completează una pe cealaltă. Traducerea acestei lucrări în multe limbi moderne apare într-un context în care creștinismul este invitat la o relectură a contextului istoric, filosofic și teologic în care a luat naștere și s-a dezvoltat gândirea creștină. În acest sens, norul necunoașterii rămâne un text important din istoria mistică occidentală, fiind necesară cunoașterea contextului în care a luat naștere, iar pe de altă parte, lucrarea prezintă un interes aparte pentru studiul misticii comparate, în particular în această carte, comparația cu budismul zen. Astfel, pare că această lucrare ne conduce spre un spațiu mistic care depășește religia. De fapt, în tradiția occidentală, misticul este cel care caută direct unirea cu Divinul. Și această unire cu Divinul îl face uneori să depășească chiar și limitele impuse uneori de dogme. Autorul a dorit să rămână anonim. Iar anonimatul său se pare că a fost respectat de contemporani. Însă, criticii de astăzi lansează câteva ipoteze. Din text se degajă a fi un om care are o bună formare teologică, un om fidel rugăciunii, un om care este în contemplație permanentă, un om care pare aduce o viață eremitică. Atunci poate fi vorba despre mai multe ipoteze. Unii au lansat ideea că ar fi vorba despre un preot paroc de țară care nu prea are multă activitate pastorală și atunci se dedică într-un mod cu totul deosebit misticii. Alții spun că ar fi vorba despre un monah certozin acești certuzini care s-au născut în Franța și care au un stil de viață contemplativă destul de rigidă, iar alții spun că ar fi vorba despre un eremit oarecare care ar duce o viață solitară. Cele mai multe voci merg pe ideea unui monah certuzin. Eu însumi fiind martorul citirii mai multor cărți în limbă franceză și în dreptul autorului este scris un monah certuzin, Amoine Chartreux. Și în aceste lucrări întâlnim exact aceleași motive pe care le întâlnim în această lucrare, și anume libertate și ascultare, bogăție și sărăcie, discernământul spiritului și așa mai departe. Teme specifice asemenea acestor oameni care trăiesc într-o experiență continuă de contemplație. Alors, ideea de bază pe care autorul, indiferent cine ar fi el, încearcă să o transmită, este aceea că între capacitatea noastră de a cunoaște și înțelege misterul lui Dumnezeu, există un nor de ignoranță, de nepătruns. Dar, spune el, mai există și un alt nor, ce ne pune dimpotrivă în comuniune și în comuniune cu Dumnezeu iubire, și anume norul uitării, norul abandonului total al oricărei realități exterioare. Este norul contemplației. Contemplativul, aflându-se la mijloc între cer și pământ, învăluit în cei doi nori, își dă seama că Dumnezeu nu poate fi cunoscut datorită rațiunii și cunoașterii sensibile, ci doar iubirea, și iubirea din această perspectivă de caritas, poate pătrunde dincolo de vălul din fața ochilor noștri pentru a-L contempla pe Dumnezeu în misterul Său trinitar, și anume Tatăl, Fiul și Duh Sfânt. De aceea, autorul, care dă dovada unui bun formator în viața duhovnicească, îndeamnă la căutarea lui Dumnezeu nu prin efortul rațiunii și intelectului, ci prin contemplație și prin iubire sub acest aspect al carității. Și dar, mulți sunt cei care au fost influențați de această operă, care se află în linia, după cum s-a mai vorbit, lui Pseudo-Dionisie Areopagitul, și vedem că asemenea influențe ale acestei lucrări le întâlnim și la Sfântul Ioan al Crucii, dar și la unul cum ar fi Teilhard de Chardin, accentul fiind pus mereu pe practica rugăciunii în tăcere. Iar în tradiția catolică avem această practică a adorației, aborare din latinește, care înseamnă gură către gură. Contemplativul este cel care stă gură către gură cu Dumnezeu, primind suflul divin de la Dumnezeu și el însuși transmițând suflul său uman Dumnezeului care dorește să-l îndumnezească și îl invită la această uniune, comuniune cu Divinul. Mulțumim foarte mult, Părintele Lucian Dîncă. Părinte Victor Georgescu, aș vrea tot